5. Betonul și chimicale. Pentru a obține diverse proprietăți ale betonului, se pot adăuga anumite chimicale sau anumite substanțe chimice în beton cu rolul de aditivi. Asta într-o componență foarte mică de 1-2%. Și avem o serie de aditivi cu rol de întrezător de priză, ce spuneam adineauri. Adică sunt aditivi sau substanțe chimice care se pun pentru a face betonul, a păstra betonul încă fluid o bună perioadă de timp. Sau aditivi superplastifianți. Aditivi care fac betonul să fie foarte, foarte lichid, foarte viscos, fără a mai pune apă. Pentru că dacă aș pune foarte multă apă pe șantier sau aș pune mai multă apă pe șantier, aș strica raportul de apă-ciment și aș face un beton care în final va fi poros și mai puțin rezistent. Există de asemenea și aditiv de antrenor de aer care îmbunătățesc rezistența la îngheț sau aditivi de impermeabilizare care cresc rezistența la apă a betonului. De exemplu, se pot folosi astfel de aditivi la fundații, la radiere, la subsoluri sau, în mod special, la rezervoare de apă. Sper că ți este util acest material video foarte scurt, ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube, Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții, pentru a putea construi mai bine.